Bine ați revenit din pauză. Am să rog și colegii mei să închidă ușile. Am să vă rog din spate, dacă se poate și nu vă deranjez, să vă rog să veniți mai în față. Avem aici niște locuri senzaționale în primele mese, nu știu. Se aude totul mai bine. Pentru astăzi, pentru că totdeauna la evenimentele de management vrem să ajungem la zi cu tot ceea ce se întâmplă ca și tendințe în lume și companiile care se mișcă și care reușesc să aibă succes, căutăm să aducem speaker și să vorbim despre ce ar trebui să se întâmple. În teorie, toată lumea știe ce ar trebui să se întâmple. În practică, din păcate, este mult mai greu. Oamenii au această senzație că nu se poate și că ai nevoie de foarte multe resurse ca să schimbi ceva. Dar, de fapt, esența este să ne schimbăm noi. Și ne dăm seama că în momentul în care noi am înțeles că putem să facem ceva, chiar putem să facem. Înainte să introduc pe Daniela Marzavan, aș vrea să vă spun că pe mese avem niște pliante de la Galeria Galateca. Sunt niște pliante frumoase, simple, pe care dacă le completați și lăsați la site, la statul Galateca de afară, puteți primi cadou. Nu este nici un milion de euro, nici un telefon sau un premiu, așa cum ne-am obișnuit. Este un obiect de artă, care pentru unii înseamnă foarte mult, pentru unii foarte puțin. După cum vedeți și în sală și pe scări, avem niște fotografii. Este un fotograf pe care personal nu-l cunosc. L-am văzut pe Facebook, l-am apreciat. Pur și simplu văzând imaginele lui, l-am sunat. Se numește Sorin Omișor. Și a zis, bună Sorin, Marco Oșurelu, sunt de la Viz. Vreau să te invit să vii, să vorbești la noi, la Ziua de Media și Marketing. Și a zis, dar cine e Viz? Stare Viz. De afaceri. Ce treabă am eu? Zic, mai ce treabă. Zic, dar te invit la un eveniment de afaceri. Când zice la un eveniment de afaceri? De fotografie? Nu. Zic, ar putea să pierd toți potențiale de clienți. Ah, bine, hai cu mine. Trebuie să-l convinc un pic să înțeleagă de ce ar fi frumos să vină. Sunt fotografii simple cu satul românesc. Sunt fotografii, așa cum face mie să spun, despre originile noastre. Sunt fotografii pe care oamenii din galeriile de artă nu cred că le-ar alege și ar face cu ele expoziție. Dar sunt fotografii care sunt atât de apreciate de noi, oamenii care trăim într-o această nebunie urbană și uităm cum arată un câmp verde, un lan, valea soarelui. Cum sunt țăranii, ce înseamnă să fii murdat cu mâini. Ce înseamnă adevărată trudă. Și mi-a plăcut atât de mult și am zis, Sorin, vino și printăm și pozele și facem și expoziție. Și am avut mare uimire. Că în momentul în care Sorin a pus la ei pe Facebook, vin la București, e prin Iași. Nu știu dacă este născut acolo, dar acolo este acum. Anunțați că vin la București, că a avut 300 de share-uri instant în acel moment. Aseară am fost la James Bond la premieră și toată lumea venea la mine și spunea, ce tare, vine Sorin Omișor la televizor. Este un fotograf care face cu mare pasiune ceea ce face. Și care fotografiază ceea ce îi se pare lui cel mai frumos. Dar asta și statul românesc. Simplu. E atât de simplu încât stai și te miri de ce e atât de tare. Priviți pozele. În pauză, când urcați pe scări afară, preferata mea este un țăran cu o mărină în mână. Este simplu și clar. Așa suntem noi, în continuare, indiferent cât de CEO suntem în companii, de bine suntem îmbrăcați, ce telefon avem. Acea naturalețe, acea simplitate, acea încredere că noi facem cu mâna noastră totul, este ceea ce ne caracterizează. Tot ce se vede ca imagine nu are nimic în spate dacă noi nu avem valoare. Și acesta este totdeauna motivul pentru care când alegem oameni și vrem să facem evenimente,
Ne uităm la ce fac. Ne uităm la realizările lor. Nu sunt neapărat cei mai buni speakeri. Nu sunt neapărat cei mai șarmanți. Dar au făcut ceva. Au niște rezultate. Au încercat. Între ei avem vedete. Avem oameni care au reușit să ne facă cinste în lume și care au reușit să schimbe lumea. Să fie acei deschizători de drumuri și să facă noi direcții în această lume și să fie români. Daniela Marzan este unul dintre ei. Este unul dintre oamenii care la Berlin, care la Barcelona, îi învață pe cei mai inteligenți studenți cum să gândească. Și am făcut cu Daniela un eveniment anul acesta, la ziua de inovație, la un eveniment de inovație, la ziua de inovație, la un eveniment de inovație, și am rugat-o să vină, să aibă acest speech la ziua de management, pentru că mi se pare foarte potrivit. Și avem nevoie, în special în companii, să începem să gândim altfel și să începem să punem în practică toate teoriile astea nebune, pe care toți le iubim, pe care nu le aplicăm. Vă rog una pauze. Daniela Marzavan, Design Thinking. Prezentare. Îți mulțumesc. Sunt emoționată și copleșită de o prezentare atât de frumoasă. Mulțumesc. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că pot fi aici astăzi. Când m-a invitat Ovidiu și Marta, când m-a invitat la acest eveniment și mi-a spus să vin să vorbesc despre inovație prin design și despre design thinking, în ziua de inovație, am spus, ok, bine, mi este ceea ce fac mereu, nu este nicio problemă. Iar apoi m-au sunat din nou și am zis, cred că ar fi bine să te mutăm la ziua de management. Și tocmai eram în São Paulo la o conferință despre Design Research for Business Innovation. Și toți directorii de cercetare din Intel Research, Google Research, Nissan Research, toți cei care de 10 ani fac inovații în marile companii care conduc lumea asta, la această conferință aveau o concluzie. Pipeline-urile noastre sunt pline de inovații, pline de idei, pline de prototipuri, însă nu le putem implementa. Muncim de 10 ani, facem research, facem prototipuri, găsim tehnologii noi și rămân acolo. Care dintre dumneavoastră are un dosar undeva ascuns cu niște idei super tari pe care nu le poate implementa? Cam mulți. Am înțeles. Cine a participat în ultima vreme la vreun workshop de creere de idei, de creere de inovații? A, dar chiar am nevoie de asta. Mersi. Cine a participat la workshop-uri sau evenimente în care creezi idei noi? Va. Și le-ați implementat? Da? Relativ, câteva, de câteva ori. Ok, nu am să vă spun secretul implementării, dar pentru că nu-l cunosc. Însă am să vă povestesc din experiența mea și, în primul rând, cred că e important să știți cine sunt, după care vreau să știu eu cine sunteți dumneavoastră. După care ar trebui să stabilim ce este designul și ce este design thinking, pentru că cred că fiecare are definiția lui. Vă voi povesti un pic despre munca mea în organizațiile mari. Data trecută am vorbit despre munca mea ca și profesor universitar, însă acum aș vrea să vă vorbesc despre implementarea în organizații precum SAP, Coca-Cola și în guverne din Columbia, din Germania, din Taiwan, a gândirii tip design. Și sper să vă inspir apoi să-mi dați și dumneavoastră înapoi niște insight-uri din organizația dumneavoastră. Bun, deci numele meu este Daniela Marzavan, sunt cercetător, lector universitar și moderator facilitator de procese de inovație, procese de design thinking, de change management, de implementare a gândirii tip design în orice fel de organizații, de la organizații mici până la organizații foarte mari, guvernamentale sau nu. Una dintre
brandurile cu care lucrez, este Design Thinkers Group, sunt partener la Design Thinkers Group Spania. Și ce propunem noi, de fapt, este să ajutăm organizațiile să înțeleagă puterea designului. Și una dintre lucrurile pe care, cum le-am spus, mi se pare cele mai grele, este empatia echipei și puterea echipei de a implementa ceea ce am dezvoltat împreună cu ei. Le spunem de foarte multe ori celor care sunt lideri de inovație, CIO, Chief Innovation Officer sau Design Thinking, Head of Design Thinking Department. Foarte multe companii au început pur și simplu să deschidă un post. Chief Innovation Officer. Fă. Te rog frumos, fă Design Thinking. Dar nimeni nu știe ce înseamnă. Primim foarte multe telefoane de la manageri din toată lumea care ne spun, poți să-mi faci mie un coaching online? Poți să-mi trimiți mie niște cărți? Mă explici mie ce înseamnă chestia asta? Pentru că am fost desemnată în funcția asta și chiar nu știu cu ce se mănâncă. Deci nu este de ajuns să îți pui coroana și să ai un rol. Trebuie să-ți cooptezi echipa și trebuie să o iei cu tine. Trebuie să înțelegi pe cine ai acolo și să adaptezi principiile de design echipei tale și resurselor pe care le ai. Pentru că design thinking-ul este foarte ieftin. Nu te costă nimic. Te costă doar înțelegerea resurselor pe care le ai și înțelegerea principiilor design-ului. Asta voi face eu acum, aș vrea să știu pe cine am în sală. Și am înțeles că am în sală foarte mulți manageri, nu? De echipe, mai mici sau mai mari. Aș vrea să vă ridicați și să priviți în cele patru colțuri ale sălii și vom face o vizualizare, un mapping. Și anume, în colțul acela, din dreapta, aș dori să se ducă toți cei care conduc o echipă mai mică de 5 persoane. În colțul acela, cei care conduc o echipă mai mare de 5 persoane, aici antreprenorii sau cei care sunt freelancer de viață și aici cei care fac parte dintr-o echipă. Ca să vedem un pic cine este în sală. Vă rog! Dacă nu știți unde, puteți să vă pozițiați în mijloc. Cine nu știe în mijloc? Deci, echipă mai mică de 5 persoane, echipă mai mare de 5 persoane, antreprenori, freelancer și cei care fac parte dintr-o echipă, deci sunt membri, nu cei care răspund de rezultate. Ok, interesant. Deja un element de management nu fiind doar manageri. Ok, cine e în mijloc și de ce? Cinci unde intră? N-am mai mic sau la nu? Vino la noi, vino la noi. Cinci care astăzi mai mult. E o micro-întreprindere mai mare. Am înțeles. Ok, deci avem câțiva manageri cu răspundere de echipe mari, de echipe ceva mai mici. Foarte mult interes din partea celor care fac parte dintr-o echipă și și-ar dori poate să fie conduși altfel. Noi mai avem 10 locuri libere. Poftim? Mai avem 10 locuri libere la noi în echipă. Ok, mai am o întrebare. Presupun că faceți parte din departamente diferite și vă propun să ne aranjăm așa pe diagonală, în ordine alfabetică, A de la achiziții și Z nu știu de la ce, sau mă rog, H, Z, de la vânzări. Deci de la A la Z. Ca să vedem ce fel de departamente avem în sală. Atât că noi putem noi. Relații publice ar fi pe aici. Bine, va trebui să comunicați. Să vorbiți. Păi organizați pe grupuri. Acolo aș vrea să-i văd pe cei care sunt în departamente. Dacă nu e acolo, suntem... Research, râu. Deci râu este pe aici, da? Dacă sunteți la research, pe aici. Dacă sunteți la marketing, pe aici. Pe aici. În diagonală. Aici sunt vânzările.
research. Aici sunt antreprenorii care să înțeleg că sunt toate departamentele într-unul, da? Ok. Atenție că aici sunt oamenii cu gândire laterală, generaliștii și cei care sunt cei mai capabili de a fi design thinker într-o organizație. Ok, ce avem în spate? Achiziții? Ok. Deci de multe ori depind de noi alții
de care noi nu știm. Noi nu știm că e depinde de noi, să pare cu frem, să știm, pentru că nu uităm în spate. Fiecare are agenda lui. Mai e în agenda, tu și cu tine. Eu mă orientez după voi, restul nici nu-mi pasă. După mine, tsunami. N-aveți decât să vă mișcați, să vă soluțuiți pe mese, să ieșiți. Și chestia asta se întâmplă foarte des în organizație. Organizația este un organism sistemic în care o remișcăm toți foarte atenți și foarte empatic. Și avem ochi și în spate, și în față, și în dreapta, și în stânga, în care comunicăm de cine depindem, în care inclusiv putem schimba și regula jocului. Noi am făcut un pătrat pentru că ni s-a părut mai echilibrat pentru noi. În același timp am făcut acest exercițiu cu instituții guvernamentale. Asta era foarte clar. Pe cine a ales toată lumea ca punct de reper și s-a strâns tot buruc în jurul acelei persoane. Și a rămas așa, da, bineînțeles, pe șef de frică. Și puterea. Era foarte poate să și a rămas așa. Și era vorba de schimbare. Și le-am întrebat dacă vă simțiți bine. E cam strânt așa, că suntem toți aici în viață. Păi ok, e corduție, e bine, stăm, nu trebuie să mișcăm. Și și-au dat seama că descriu exact felul în care funcționează organizația lor. Stăm, nu ne mișcăm, pentru că este dificil să te plimbi tot timpul. Ți se mișcă punctul, trebuie să te miști și tu. Nu vrei să te miști. Deci schimbarea gândirii înseamnă empatia echipei mici și mari, înseamnă să te uiți 360 de grade ce se întâmplă în jurul tău, să comunici și să fii atent totuși. Cel din spatele tău te poate urmări? Hai să merg eu mai încet atunci. Vă mulțumesc. Puteți să luați loc, cred. Sunt sigură că mai aveți și alte concluzii din acest joc. Mie mi-este foarte drag să-l joc de câte ori am ocazia. Pentru că, cum am și spus, oamenii mai și vorbesc între ei, ceea ce e foarte bine. La masă ne vedem că ascultăm, suntem pasivi. Ok. Haideți să vedem. Ce este design? Cine poate da niște exemple de design? Puteți spune tare, fără să le ridicați. Ce este design? Pentru dumneavoastră. Arhitectură, design interior. Arhitectură, design interior. Modalitatea de a face lucrurile altfel. Pentru că nu tip arhitectură tradițională. O modalitate de a face lucrurile altfel. Haideți. Design. Dacă ne uităm aici în camera aceasta, găsim exemple de design? Formă, imagine, culoare, aceste postere, masa este rotundă, este concepută în așa fel încât să vorbim. Fotoliile arată și bine, mă rog, depinde de simțul estetic al fiecăruia, sunt și comode. Paharul este făcut în așa fel încât să poți să-l țin ok în mână. Să beau din el, da? Are gura destul de formată în așa fel încât să pot bea din el, de aceea toate paharele au exact aceeași formă. Definiția care îmi place mie cel mai mult este a lui Herbert Simon, care a și luat premiul Nobel pentru cartea lui The Science of Artifacts în 69. Design is a set of actions aimed at changing existing situations into preferred ones. Toate acțiunile menite în a schimba o situație existentă într-una preferabilă se numesc design. Adică suntem cu toții niște designeri atunci când ne schimbăm strategia în mers, când ne schimbăm o sală, da? M-a transus lumea pe sala, am vrut să pun altceva. A desenat-o în așa fel încât să îi ajute. Cu toții putem fi designer și suntem designer. Aveți pe mese post-its, adică niște pătrate acestea. Sunt instrumentul preferat de lucru al designului. Vă rog frumos să luați două post-ituri fiecare și să scrieți o situație existentă din compania voastră pe care ați vrea să o schimbați într-una dezirabilă și cum ar fi acela.
Aveți un minut. Deci o situație existentă care nu este ok, pe care ați vrea să o schimbați și în ce ați vrea să o schimbați. Una, cea existentă pe un post-it, cea dezirabilă pe celălalt post-it. Un exemplu, situația existentă este că Bucureștiul este foarte poluat, cea dezirabilă este, mi-aș dori să iau gări de aer fresh în pedajul de activitate. Deci foarte simplu, da? V-au venit în minte câteva chestii sau... Să facă de mult. Bine, atunci haideți să continuăm. Două exemple de design. Cel din dreapta îl cunoașteți? Este un vestit scaun Charles Mims. Charles Mims este un designer din mișcarea Bauhaus de la începutul secolului trecut. Este un scaun pe care orice iubitor de frumos și estetic și-l va dori. Nu costă mult așa, vreo 400-500 de euro. Asta asociem de multe ori cu design. Obiecte de fiță, obiecte scumpe, care arată și bine, sunt și confortabile, dar și partea din stânga este un produs al unui design bine gândit. Știți ce este? Cheia de la hotel. Cheia de la hotel, da. Și care a fost situația existentă și cea dezirabilă atunci când managerul hotelului, să spunem, a rugat un designer să-i renumărăteze. Ce mai găsesc acum numai la hotelurile engleze? Dispăreau cheile, le pierdeau. Plecau cu cheia. Exact. Cu cheia. Foarte mulți oaspeți plecau cu cheile. Pentru că erau atât de mici, le pierdeau. Pe acestea nu aveți cum să le pierdeți. Și nici să le uitați. Este un design bine gândit. Este o chestie care rezolvă o problemă. Form follows function. În prezentarea evenimentului, voi ați scris cum poate frumos să ajute compania. Nu am vrut să corectez, pentru că, într-adevăr, de multe ori designul este asociat cu frumosul, cu esteticul. Însă, dacă ne gândim la școala de gândire a Bauhaus, designul este, în primul rând, funcționalitate. Designul nu este o artă frumoasă, cum sunt toate artele frumoase pe care le știm. Designul nu face parte din această categorie. Designul trebuie să satisfacă o nevoie și trebuie să știe dacă soluția pe care am găsit-o este dezirabilă sau nu. Steve Jobs spune, design is not just what it looks like, it's how it works. Deci designul nu este doar cum arată, ci și cum funcționează. Cum funcționează un laptop, cum funcționează un telefon, cum funcționează semnele de circulație pe o stradă. Din București. Bine? Așa. Vă vin în minte lucruri, servicii, adică obiecte, servicii, experiențe proiectate prost? Care poate arată bine, dar sunt prost proiectate. Da. Da? Cam ce? Am stat 5 minute să văd cum să fac duș într-un hotel. Arăta foarte frumos, dar... Stăteam și era cam fric și nu știam să-i stau de cum. Și nu știam de zapeși, exact. Este un lucru proiectat prost. Este un design gândit prost. Arată bine, dar nu mă ajută. Eu vreau să fac duș. Mă duc aici în duș, nevoia mea nu e să fac duș. Lucius Burkhardt, decanul facultății Bauhaus, când
A redeschis facultatea de design în cadrul Universității Bauhaus din Weimar, pentru că mișcarea aceasta Bauhaus a fost a fost interzisă de Hitler înainte de al doilea război mondial, pentru că era o gândire laterală, o gândire interdisciplinară în care arhitecții, inginerii, economiștii stăteau la aceeași masă și gândeau soluții împreună. E o chestie care nu-i place niciunui dictator, să știți. Deci designing for government este o chestie care e foarte greu de implementat și noi lucrăm în țări precum Columbia, Brazilia, Egipt, Algeria, Etiopia și de foarte multe ori participanții au probleme cu statul și au probleme grave, pentru că este o gândire laterală și o gândire mai deschisă și care dezvoltă foarte multe probleme. Și Lucie Zubrea spunea, nu mai poluați lumea cu soluțiile corecte pentru problemele pus prost. Trebuie să pui problema. Noi de multe ori tindem să avem foarte multe soluții. Dar am înțeles care e problema. Am întrebat de ce? De ce? De ce? De ce? De foarte multe ori de ce? Ca să înțelegem de unde vine de fapt această problemă. De multe ori companiile au în setul lor de produse produse gata făcute. Inclusiv SAP. SAP are foarte multe soluții IT gata făcute. Ți le dau la cheie, poftim. A, nu pot să le implementez. Bine, deci mai ai nevoie de mine de un an jumate în care suferim și eu și voi. Au schimbat această strategie, vă voi arăta mai târziu, am lucrat cu ei, cu anumite echipe, însă este frustrant pentru toate părțile. Niște exemple. În dreapta sus, celebra cafetieră, cafea la filtru, care mereu curge în părți. E atât de simplu să o faci mai bine. E atât de simplu să pui un căpăcel care ulterior s-a pus. În dreapta, nu știu dacă ați călătorit în Anglia, în foarte multe locuri, robinetele sunt așa, dreapta fierbinte, în stânga rece. Adică ori de frig, ci ori de prea rece. Cine a gândit așa ceva? Pui dopul, da, exact. Dacă ești creativ, ca să economisezi, n-am făcut așa. Dar e problemă de criză. E în sol. Rezolvă o problemă care nu mai are. Da, rezolvăm apoi ca să facem alta, creăm alta. Iar jos, nu știu dacă recunoașteți, a fost la ultimul eveniment la care am venit tot invitată de voi, acela a fost la Mega Mall, Grand Mega Mall, nu? La Taylor. Am parcat mașina și eu în parcare, care parcat, ok, nu era aia gata, însă de fiecare dată când trebuia să dau colțul ca să cobor un etaj, trebuia să opresc, să dau cu spatele și să mai fac o manevră. Pentru că unghiul ăla nu era bine măsurat. Și nu avem un limuzină foarte lung. Deci o chestie măruntă, care îți strică buna dispoziție pe ziua respectivă și cred că ne este foarte ușor să gândim chestiile grave care pot termina în niște tragedii. Pentru că nu au fost gândite bine și corect. Cu automatul ăsta mă întâlnesc de fiecare dată când aterizez notope. Îl știți? Oh, da. E groaznic. Îl știți, da? Am încercat să caut poze cu el, pentru că le avea pe celălalt telefon și nu le găseam. Și m-am gândit că o să găsesc o grămadă de bloguri, o grămadă de oameni care ripostează, o să găsesc o mulțime de chestii despre acest automat. Un singur blog de Andy Moisescu din 2011, în care nu se plângea de automat, ci se plângea că nu are, că nu doresc. Oare când o să ajungem să ne deranjeze un design prost făcut, fie că este el design de obiect, care e ceva mărunt, design de servicii, design de experiență, când te duci la teatru, la cinema, te duci într-o cafenea. Design de sistem, design de proceduri în companie, design organizațional, design de conducere a unei țări și poți să continui. Oare când va fi fiecare în mintea lui un designer critic care va spune chestia asta e făcută prost? Și o să mă plâng.
în fiecare zi, până o să schimbe. Și ce soluții? Un alt exemplu, sus este dashboard-ul produselor Apple, jos al produselor Windows. De ce arăt acest exemplu? Pentru că chiar am vorbit cu cei care au dezvoltat acest dashboard al produselor Apple și mi-au spus că au făcut un research de 2 ani. 2 ani de research. 2 ani de research. Investiție. Da. Exact, mă bucur că sunt foarte mult oameni de research aici. Research-ul este mama înțelepciunii și research-ul este un departament care de foarte multe ori este văzut ciudat. Dar ce faceți voi acolo? În research, bineînțeles că sunt oameni antropologi, etnologi, oameni din științele sociale care într-o companie sunt cumva ciudați, nu înțelegi bine ce fac ei acolo, însă research-ul te ajută să înțelegi de ce. Și te ajută să dezvolți soluția împreună cu utilizatorul final al soluției. Pentru că el trebuie să o înțeleagă. El trebuie să știe de ce face așa. Alte exemple. Acest exemplu se numesc nudging. Nudging este din psihologia comportamentului. Sunt niște design-uri care menite să educe lumea. Să educe lumea să aibă un comportament sau altul. În dreapta sus avem celebrul Jandar Crușet. În București noi avem drogile, deci nu avem nevoie de așa ceva. Jandar Crușet te obligă să încetinești viteza. În stânga avem un ceas care se numește Snooze & Lose. Și anume, pentru minutele de snoozing, donezi bani unui partid politic sau unei organizații pe care o urăști. Dacă mai avem și PSD-ului sau depinde de culoarea politică sau unei, nu știu, companii Nestle, să știu, nici de acord cu compania lor. Deci tu decizi cui și fiecare minut de snus donează bani acestei companii. Este o soluție haioasă de un design care te ajută să-ți schimbi comportamentul. În dreapta jos este metroul din Tokyo. După mult research făcut și-au dat seama că 96% din victimele care cad pe peronul acestor trenuri sunt oameni în stare de ebrietate, care atunci când se trezesc nu mai apucă să fac la dreapta. Deci nu mai apucă să ia acolo. Și ce-au făcut? Au schimbat scaunele în perpendicular. Foarte simplu, nu costă mult. Însă au redus foarte mult numărul acestor victime. Iar aici... Da, să pun și ceva politic, pentru că nudging-ul și designul grafic poate fi foarte politic, este buletinul de vot de pe vremea lui Adolf Hitler. Vrei să votezi cu Adolf Hitler? Da, e foarte mare și nu e micuț acolo undeva. Te influențează. Designul poate influența și designul poate fi foarte periculos. Designul poate influența comportamentul. Acesta este un proiect propriu de care sunt foarte mândră și anume... Este un design de cultură organizațională. În dreapta sus avem cubicles, care te îndeamnă să ce? Nu vorbești cu ceilalți. Nu vorbești cu nimeni. Să ce? Să nu lucrezi nimic. Să te sucuci. Să nu lucrezi nimic. Te deprimă total. Nu ai ideea de roboțel, de piesă. E niște o piesă care poate fi schimbată foarte repede, exact. În stânga jos este un proiect pe care am început în 2008 cu câțiva prieteni în Berlin, se numește Beta House și este un co-working space. Este un spațiu de muncă colaborativă între foarte multe discipline. În acest spațiu lucrează jurnaliști, arhitecți, graficieni, programatori, software developer. Când am început în 2008, toată lumea spunea să te dezlegui. Nu o să faceți bani din asta. Ce? A, încheiați mese, mai lucru, asta fac și business park-urile. Sunteți un business park? Chiar vreți să concurați cu ei? Însă noi nu concuram cu business park-uri, ci noi intram într-un blue ocean. Pentru că oferta noastră de valori nu era închiriem mese și internet și telefon, ci oferta noastră de valori era vă oferim un spațiu în care să colaborăm. Virtual și în loc.
Și spațiul acesta de colaborare a atras atunci, pe perioada de criză economică, foarte mulți, mai ales tineri, care ieșiseră de pe băncile facultății, cum erau și noi, și care la gândul că vor sta 9 to 5 în așa ceva de loc până vine, nu prea vreau. În același timp, pe fond de criză, au fost dați afară foarte mulți, cel puțin în Europa de Vest, în 2008, aici a venit mai târziu această vestită criză, foarte mulți au fost dați afară și s-au gândit să devină antreprenori. În acest spațiu, momentan, sunt 400 de oameni care lucrează și s-a multiplicat în același model în foarte multe țări. În Berlin, momentan, sunt 10 de asemenea spații, în Londra sunt sute, fiecare capitală europeană are aceste spații. Țin de că în 2010 venisem și în București cu o idee de a face așa ceva, însă m-am lovit de, nu știu, de un semn de întrebare mare. Cred că acum este momentul și am văzut că au deschis spații precum Impact Hub și au deschis și câteva working spaces. Și ce a fost frumos este că la început, nu numai primăria a spus sunteți nebun, nu știu ce faceți, dar și foarte multe firme pe care am abordat au spus bine, hai, jucați-vă voi și când rămâneți fără bani, angajați-vă la noi. Pentru că aceste firme caută tineri capabili. Între timp, în același spațiu lucrează Audi, lucrează Volkswagen, lucrează Deutsche Telekom cu echipa de inovație, pentru că aceste organizații și-au dat seama că au nevoie de un aer creativ, așa am spus nouă. Vrem să respirăm aer creativ. Putem să venim la voi? Și am spus, da, sigur, va trebui să plătiți mai mult. Sunt sigură că aveți mai mulți bani, nu? Și ei ne-au ajutat să ne mențină. În momentul de față consultăm firme să deschidă în interiorul lor co-working spaces. Sus am un mic videoclip despre cum am implementat această schimbare. Este un design de transformare în Lisabona, însă nu cred că este cazul să-l arătăm. Vreau să vă arăt cu un exemplu de Danemarca, pentru că am trecut, dacă ați văzut, de la designul de produs, de la o cheie, de la un serviciu, am trecut la designul transformației culturii și transformației modului în care muncim. Și în Lisabona, în 2010, când ne-am dus noi pe teren, nu exista absolut deloc acest concept, exista nevoia maximă a multor tineri care vreau schimbare. Iar acum, în 2015, Lisabona este orașul antreprenorial al Europei, în care au cursuri între fonduri. Iar acum trecem la designul guvernamental, pentru că simt că este nevoie să vorbim despre asta în acest moment în România. Săptămâna trecută am fost invitată de o mare companie consultanță, mă rog, una dintre cele mai mari din lume, să îi ajut cu implementarea design thinking-ului pentru guvernul german. Guvernul german se luptă momentan cu fluxurile migratorii din Siria. Și s-au gândit să-i întrebe pe mari consultanți ce să facă. Nu pe migranți, ci pe consultanți. Pentru că așa gândim. În loc să întrebăm pe cei avizați, întrebăm acolo unde costă și mai mult și soluțiile sunt gata făcute. Ce a fost interesant, această consultanță m-a invitat pe mine să implementez într-o oră rapid cu acești oameni din guvernul Germaniei și l-au chemat și pe Thomas Brenn, Head of Innovation la Mindlab în Danemarca, Mindlab fiind o organizație interministerială de stat, deci plătită din bani publici, care funcționează, cred că, de 10 ani. Thomas este abia de 8 luni Head of Innovation și care ajută, cred că este între ministerele de economie, de muncă, de educație și vrea să intre neapărat în Ministerul de Sănătate, pentru că la sănătate este nevoia cea mai mare de gândirea tip design. Și unul dintre chestiile pe care le-au făcut este o intervenție minimă. Sunt niște pași care te ajută să te duci la un coș de gunoi pe străzile din Copenhaga. Au redus cu 40% gunoaiele de pe străzi. Nu costă nimic. Ce au făcut? Research. Au analizat cum se comportă omul. Au analizat care sunt modelele de comportament umane și unde putem interveni noi.
Intervention design este modul în care putem schimba comportamentul, în care putem schimba cum gândesc guvernele. Și ce a făcut Thomas Brand ca să reușească să implementeze în structurile de stat din Danemarca această gândire, a făcut un joc. Vă dau idei, poate faceți pe voastră chestia aceasta, dar de noastră în companii. Și jocul acesta îți dădea permisia, făceai schimb de acții pilduri. Mai știți când eram mici, făceam schimb de acții pilduri. Tu l-ai pe cutare, eu l-am pe cutare. E, acest schimb de acții pilduri erau făcute cu figuri precum Forrest Gump. Și când aveam eu o întrebare stupidă, care mie mi se părea că e stupidă și ar trebui să știu răspunsul la această întrebare, îți dădeam un Forrest Gump. Și puteam să spun această întrebare. Can I Forrest Gump you in this? Chestia asta i-a ajutat pe oameni să nu se mai simtă că ar trebui să știe aceste răspunsuri, că nu pot să pun întrebări stupide, că nu pot să facă greșeli. A dezvoltat un întreg joc, cu puncte, cu așa mai departe, a ajutat foarte mult, bineînțeles, coeziunea echipei și a ajutat să schimbe cultura organizațională, cultura de a greși, cultura de a pune întrebări stupide, pentru că noi nu le mai punem de la un nivel de management în sus, bineînțeles că mai punem întrebări. Ok, deci, repetăm. Product design, service design, experience design, direction design, social transformation design, governmental design, experience design, process design. Asta poate face designul pentru dumneavoastră. Unul dintre principiile unui arhitect foarte cunoscut la începutul secolului, prin care vorbim de arhitectură și designul este foarte legat de arhitectură, este desenează sau proiectează o chestie în contextul ei. Un scaun într-o cameră, o cameră într-o casă, o casă într-un cartier, nu proiecta dezlegat de context. Este o gândire sistemică pe care o avem și când am făcut acest triunghi. Diferența dintre business thinking și design thinking este exact aceasta. Prin gândirea activă ne uităm de ce, de unde vine problema aceasta de fapt. Acesta este procesul de design thinking pe care îl puteți găsi oriunde online. Se începe cu dezabilitatea, adică ce își dorește de fapt uzorul final. Se continuă cu ce este posibil, viabil și fezabil, bineînțeles, din punct de vedere tehnologic. Și cum spuneam înainte, pentru orice proces de design sau design thinking într-o organizație, vă trebuie empatia echipei. Și anume, empatia noastră față de echipă și empatia echipei față de consumatorul final. Empatie, când vorbesc de empatie, nu vorbesc despre termenul psihologic al empatiei emoționale, în care dacă te tai, tu mă doare și pe tine. Este empatie cognitivă, în care eu vreau să înțeleg de ce faci anumite lucruri, în care vreau să înțeleg din punct de vedere cognitiv chestiile astea. Și vă propun un exercițiu de creativitate prin care puteți să le dați permisia colaboratorilor dumneavoastră de a fi creativ, de a face greșeli și de a folosi gândirea laterală. Aveți o hârtie la îndemână? Cred că da, fiecare are o hârtie, nu? O coadă. Da? Ok. Bun. Aveți 2 minute la dispoziție să scrieți cât mai multe idei, cât mai multe chestii, despre ce puteți face cu un creion. Ce puteți face cu un creion? Cantitatea contează. Vă rog, 2 minute. Mă uite aici pe ceas. Ce poți face cu un creion? Scrie, poți desena și mai ce? Am ajuns la creion ca și
instrument la ucidere. Mai avem 30 de secunde. Cantitatea contează. Ce poți face cu creion?
Avem doar 3 oameni care au încrederea de sine? Da, așa ne-a învățat viața. Bine, haideți să vedem. Deci avem 3 idei despre care credeți că sunt foarte inovatoare. Ceilalți nu au încrederea de sine necesară, la fel rolul dumneavoastră, ca și manager. Doar să dovedesc că nu e original. Este să le redați angajatul, colaboratorul dumneavoastră, încrederea creativă în ei, care într-adevăr ne-a fost ucisă de la, de când s-au pus la școală, de la 7 ani. N-ai voia, n-ai voia, nu face așa, nu face așa. Aveți dreptate. Bun, deci, vă rog să ne spuneți ideea dumneavoastră, începem din spate, și restul, dacă mai are cineva ideea asta în salvă, vă vom răsplăti cu un buuuu. Dacă nu mai are nimeni de asta, vă răspătim cu un aplauz. Ok? S-a stupit o gaură. Am și eu ideea. Ok, altceva. Să fac o busolă într-un lighean. Busolă în lighean? Și nu credeți? Nu. Așa, mai aveam aici. Da. Eu nu am tot pe astuparea găurii de la ușă, dar pot să mizez și pe cărpinacul cartelului. Eu am sunt sugi ca modalitate de meditație. Cine mai are de Ronzei ca și ca și deci ca și instrument de meditație avem deja. Mai cine? Da. O undiță. Poți face undiță. Mai de ceva? Suport pentru vorbire. Da? Super! Ok. De ce facem acest exercițiu? Ideea nu ține de tine. Ideea ta inovatoare este detașată de ego-ul tău. Noi nu taxăm persoana, ci taxăm ideea, care în acest context a mai apărut odată. Dacă nu încerci, nu ești niciodată că ai avut o idee absolut inovatoare. Deci important este să încerci. Deci vă coptez să vă lăsați colegii, colaboratorii să fie creativi, să greșească, să-și spună ideile și să-i aplaudați sau nu, pentru că din întâmplare astăzi am avut ceva ideea asta și să înțeleagă că trebuie detașat ego-ul personal de idei. Care este legătura mea cu alta. Un al doilea exercițiu, pentru că facem două exerciții din faza point of view și a ideii al procesului design thinking, nu avem cum să facem chiar tot, este în faza de ideare, faza în care găsiți soluții pentru a ajunge de la o situație care nu vă place, una dezireabilă, aveți nevoie de un mindset pozitiv. Și vă rog să găsiți pe cineva din dreapta sau din stânga, deci formați echipe de câte doi, aveți pe cineva în dreapta și în stânga? Dacă nu puteți să vă mutați la altă masă. Ok. Și vă propun să organizați o excursie împreună. Deci, cineva propune, hai să mergem în Paris sau hai să mergem la munte. Celălalt va răspunde cu da, dar. Da, dar. Acolo plouă. Și veți răspunde tot cu da, dar. De la umbrele cu mine. Ok? Vă rog. Deci, propuneți unde și răspundeți amândoi cu da, da. Thank you.
Exact aceeași propunere de a merge la salină, de a merge la cinema, iar partenerul va răspunde cu da și, și mă va spune la fel, da și. Adaugă și ceva. Hai să mergem la salină. Da și, trebuie să faci un lucru, nu știu ce. Au rămas 7 chestii și încă o dată 7 chestii. S-a ajuns
la masă. Mă duc și a dat jos pantalonii. Stop! Ok, ce ați sezizat la acest exercițiu? Stați jos, domnule Kevin. La a doua, la a doua etapă de schimbare, până când au început câțiva să prindă să se distreze. Cum a fost prima etapă? Ok. Și mai târziu, până ați avut mai multe chestii schimbate? Reticență la schimbare? Mai în genul. Îți dai seama că puteai să schimbi mai mult. Puteai să schimbi mai multe. Altceva? Eu l-am găsit mai ușor. Majoritatea au revenit. Erau înainte. Chiar și între cele două faze, imediat am spus totul la loc. Scuze. Deci schimbarea se poate face pe loc, pentru că vă spune cineva, însă ce este cel mai greu este să păstrezi schimbarea. Schimbarea incrementală, în momentul în care trebuie făcută, de fapt de două reușim să o facem. Însă să rămânem în zona aia de disconfort și să ne simțim bine, să venim chiar și pe scenă cu ea, este o schimbare durabilă. Și cred că asta este mesajul meu pentru dumneavoastră, să le permiteți colegilor, angajaților, să fie creativi, să gândească lateral, să încurajați să construiască unul peste ideile celuilalt, să nu mai de ego-ul și posesia idei și să încerce să treacă, să sară peste propria lor umbră și să păstreze schimbarea. O pot păstra o zi, două, trei sau o fac. Hai, a zis acolo, pe ce să faci, mai să schimb trei chise, n-am niciun chef. Schimb repede, că după aia plec. Nu. Să vrei tu să schimbi și să rămâi așa. Schimbarea de moment este foarte simplu de făcut. Însă cum putem schimba chestii pe termen lung. Mai aveam niște exemple de la design și răscut, însă am preferat să vorbesc cu dumneavoastră despre ce puteți implementa chiar mâine. Acesta este un proiect de HR la Coca-Cola. Acesta este un proiect pentru Procter & Gamble cu departamentul de inovație de produs, în care am ieșit pe stradă să testăm prototipurile pe care le-am făcut. Acesta este un proiect în Brazilia, cu una dintre cele mai prestigioase universități de acolo, în care am inovat cu profesorii de acolo sala de clasă. Și când i-am rugat să iasă pe stradă să îi întrebe totuși pe campus, era un campus, să vorbească cu studenții, să-i întrebe ce cred. E, dar e cald afară, sunt 40 de grade, am tocuri. Nu am chef să ies. Adică vreau să stau la masa asta frumoasă, cu aer condiționat și să mă gândesc. Dar nu vreau să vorbesc cu uzuarul final, care chiar este pe campus. Este o reacție foarte normală. Aici este un proiect în Columbia pentru dezvoltarea rurală a unei piețe. Piața, cum o știm noi, piața de cadere, piața din sat. Este în declin și acolo, ca și peste tot, pentru că mari supermarketuri au luat amploare. Și ca să dezvoltăm idei, bineînțeles că trebuie să mergem unde? În piață, nu? Să vorbim cu cei care sunt vânzători de ani de zile, care știu și au văzut schimbarea. Doar nu să stăm noi la calculator cu post-it să ne gândim. Iar acesta este un proiect cu Head of Innovations din Ministerele Guvernului Columbia, din Ministerul de Schimbare Socială, bine, au Ministerul Restaurării Păcii, este o țară care vine dintr-un conflict foarte lung. Și fiecare Head of Innovation din fiecare minister este singur și solitar. Este cel cu coronița. Eu sunt Chief of Innovation și acum ce face? Și nu știu ce să fac. I-am cooptat. Ce-ar fi să colaborați între voi? A, ce idee bună! Nu ne-am gândit la asta. Sunteți toți pe aceeași poziție în ministere diferite. Dacă ați vorbit, poate vă puteți ajuta.
Și prin prototiparea unor concepte noi, au ajuns printre altele așa soții de IT, de cloud, care să împartă cunoștințele și experiențele. Însă soluția implementată a fost în fiecare vineri să facă un barbecue împreună și să vorbească. Foarte simplă soluția, dar le-a luat ceva. Cum spuneam, parcă în mare companii sunt pline de idei, prototipuri, inovații, gata de tot unde piața, problema este implementarea, empatia cu echipa și empatia echipei față de utilizatorul final. Acesta este proiectul pe care îl conduc cu Emma Jeffries. Vom începe în Brazilia. Am prototipat empatia echipei în Germania, Spania, Arabia Saudită, Columbia și Brazilia. Și ce încercăm să captăm este, sunt ritualele pe care echipele le au în a menține empatia echipei, adică să știu pe cine am, cine sunt resursele mele, cum se simte fiecare și ce poate aporta, fără să investez la ce am de făcut și cât de capabili sunt cei cu care lucrez să înțeleagă pe cine îl ajută produsul meu final, îl cunosc. Poate fi B2B sau B2C, da? Deci se vorbea de empatia înăuntru și în afară. Și ultima chestie care vroiam să vă rog, dar nu mai am timp, este să vă gândiți cât autonomie aveți în organizația dumneavoastră de a implementa schimbare, adică depindeți de bugete, depindeți de semnături, depindeți de alte bariere, sau puteți implementa mâine orice chestie vreți, și cât de aliniați vă simțiți cu acea viziune despre care vorbeam înainte de masa de prânz, de viziunea și misiunea companiei, cu ceea ce face. Sau să simțiți pierdut. Habar nu am, încotro se întreabă această companie. Cum vorbeam despre vrem să zburăm pe cineva pe lună. Știți ce vrea să facă compania? Simțiți că tot ce faci dumneavoastră este aliniat cu acea viziune. Și mi-aș vrea să știu, dacă vă uitați la problemuțele pe care le-am avut la începutul acestei sesiuni, cam unde le-ați găsit motivul? De ce sunt chestiile pe care vreți să le schimbați așa? Și ca să le schimbați, unde ar trebui să vă aflați? Ca și autonomie de acțiune și ca și alignment cu misiunea și viziunea companiei dumneavoastră. Putem face chestia asta, eu o să desenez aici. Și dumneavoastră puteți veni în față și lipi aceste post-it. Nu? Design thinking nu este un workshop, design thinking nu este un training, este o mișcare, este o schimbare de atitudine și de colaborare, care am ajuns la concluzia, poate fi începută de echipele mici. Trebuie să fie și o strategie la nivel înalt, însă fiecare echipă mică, prin obiceiuri rituale, ei poate schimba organizația ca un virus care se împrăștie. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, acum este momentul. Ne-ai pus pe gânduri cu ultima exerciție. Mi-a captat ceva atenție, ai spus că în Columbia, da, există Head of Innovation pe fiecare minister. Da, pe anumite minister. E nou, dar există. Cred. Noi când? Adică la Danemarca ne așteptam, nu, dar acum e mai puțin. Da, deci am vrut să mi-am auzit bine. Dar ce vreau să te întreb în contextul nostru, da, politic actual, ce oameni vezi să facă acest job la noi în țară acum?
ce, nu, nu, not ca nume, deci ce pregătire trebuie să ai, dar în ce domeniu să vină antreprenor, deci chiar eu una sunt... Am fost data trecută în pe lângă evenimentul Biz, am avut aici un eveniment care se numea Design Thinkers Temporary Studio, în cadrul Săptămânii Românești de Design. A fost în mai anul acesta. Și am avut un mini-studio temporal la Hanul Gabrovet, în care o săptămână am încercat să analizăm piața. Ce vor oamenii, ce fac oamenii. Noi vreau să... De... În general, noi credeam că oamenii vor inovație de business. Noi, adică Design Thinkers Group, și vreau să venim cu training de inovație de business. Și de la Google până la Arcub, care se ocupă de candidatura Bucureștiului pentru Capitala Europeană 2021, toți își doreau inovație socială. Chiar și în corporații. Toți își doreau să trăiască mai bine și își doreau să le lase copiilor lor o societate mai frumoasă, cu calitate de viață mai bună. Și o chestie pe care am întâlnit-o, n-am întâlnit-o în alte țări, colegii pe care am adus din Amsterdam, Anglia și mai departe, au rămas surprinși de faptul că în corporații sunt oameni foarte tineri, foarte deschiși, foarte multe femei. Și toți sunt foarte conștienți de faptul că fără o inovație socială nu contează ce face în business. Și pe acești oameni aș lua. Deci aș lua pe acești tine care nu mai pleacă din țară pentru că o să schimbe ceva aici. Ieri a fost un eveniment la Node Makerspace, aici în Unirii, care vorbea despre cum să creezi un ecosistem de inovație. Mergeți la evenimentele astea și încercați să-i recrutați. Poate nu se vor lăsa angajați așa de ușor. Pentru că fac parte din generație care nu vrea să se lasă angajată. Dar pot fi consultanți, pot fi o agenție pe care o iei să te ajute. Am cunoscut oamenii așa mai și sunt foarte capabili. Eu am rămas foarte plăcut impresionată de ei. Și eram între 19 și 45 de ani. Și am cunoscut și oameni de 60 de ani plus care îmi spuneam vreau să învăț și vreau să schimb ceva. Nu știu cum să-i numesc așa ca și masă, că nu i-am... avem o listă de mail. Sunt mulți din industrie creative, cred că ne lipsește foarte mult uniunea asta de design cu business. M-am bucurat foarte mult și am felicitat în Marta că a câștigat premiul Red Dot Award, foarte prestigios de design, pentru design grafic și mai dori cândva să fie câștigat premiul pentru design de business, pentru design social, dar pentru design mai complex. Pentru că există foarte multe de făcut și există și mulți oameni care chiar nu au început să facă, mai ales din cei tineri care au ieșit în afară și au văzut cum poate să fie și se sesizează că acel automat de parcare nu funcționează cum trebuie și strică pe toată ziua. Bine să schimb perspectiva și cred că nu avem nevoie neapărat de agenții de design sau agenții de inovație socială care să facă chestia asta, ci de educația fiecare în parte care să se sesizeze și să spună nu este ok că nu sunt exitoare aici. Vreau să mă sesizez și vreau să spun că eu nu mai e aici. Nu există un simț civic, în care fiecare să aibă ochiul format și să spună, uite, asta putea să fie așa, de ce nu face nimeni? Este dreptul meu să fie așa. Am intrat acum în alte teme și nu vreau neapărat să intru în teme acesta, dar nu poți nici să te prefaci că nu există. Întrebări, dacă mai aveți. Vă mulțumesc. Lucrez cu guvernul din România? Bună.
la design, experiențe de învățare, că vorbeai de design de domenii. De unde crezi că ar trebui să înceapă sau în ce context crezi că ar trebui să dezvolte noi concepte pentru a avea cel mai puternic impact la nivel de percepție în rândul studenților sau a părinților sau orice interesează așa ceva? Cred că profesorul ar trebui să își co-creeze sala de clasă cu elevul, cu studentul. Deci ar trebui să pornească de la deschiderea profesorului în a negocia și discuta de la egal la egal cu studentul ce și cum vom învăța, pentru că profesorul nu mai poate concura cu internetul. Profesorul nu mai este o enciclopedie care știe chestii. Profesorul este un facilitator, un moderator al procesului de învățare. Este un pedagog, un foarte bun didact, dar nu este o enciclopedie ambulantă, cum poate era. Și în afară de relația cu profesorul, crezi că există alt context în care experiența de învățare, chiar dacă poate fi de la nivel de student cu student sau sub alte contexte, fără profesor? Categoric. Peer-to-peer education este nucleul învățării și educației. Și există foarte multe proiecte frumoase pentru guvernul german, pentru Agenția Germană de Educație Politică, da, Germania are o agenție de educație politică de stat. Am lucrat aproape 7 ani, 8 ani, deci toată studenția și după, într-un program de peer-to-peer education, adică asemenea se învață unii pe alții. Tineri învață pe tineri. Și programul, n-aveai vreo decât până la 26 de ani să faci parte de acest program, și te ducea la școli, la școli generale sau licee, cu o temă despre globalizare, pe care o făceai jucându-te. Impactul acestui program este că profesorul ăla care te învață științe politice sau geografie sau mai știu eu ce și atinge subiectul globalizării, niciodată nu va putea să-ți explice ție cum îți explică un tânăr. Este un program care încă există, care are o amploare enormă în toată Germania și care este foarte ușor de implementat. Deci cred că ar putea fi implementat în România foarte simplu. Mulțumesc frumos! Nu lucrez cu guvernul României. Era întrebarea dumneavoastră, nu? Da. Arcubi este tot o instituție a statului. Și mă întrebam dacă acționați ca grup și mai sus de Arcubi și de primăria capitală. Cu Arcubi m-am prietenit, de fapt, cu ELA, pentru că am fost în aceeași emisiune de radio, invitate, în cadrul săptămânii de design românesc. Și am mai vorbit pe Skype, am mai încercat să văd cam ce fac, însă nu există o colaborare între, deci nu există un transfer de servicii, să spun, între Arcub și Design și Crescut și cu nicio altă instituție românescă. Ok, am o mică întrebare și o să spun puțin de groundul de unde vine această întrebare. Unul din proiectele mele de suflet în care sunt implicată este un proiect de training-uri pe leadership, un comunități de diverse dimensiuni, pentru adolescenți. În una dintre comunități, în demers de 5 ani, am observat o schimbare foarte, foarte profundă la nivel de mentalitate și la nivel de structură, însă cumva simt că nu este suficient ca o comunitate să prindă formă. Și uitându-mă în prezentarea ta și tu ai vorbit puțin mai devreme de faptul că faci o schimbare într-un context, tocmai ca designul să fie sănătos, și vreau să te întreb dacă ai întâmpinat în proiectele tale ideea de design de comunitate sau design al unui grup, nu doar la punctual, la nivel de business, la nivel de produs și așa mai departe, ci cumva la nivel holistic și ceva învățăminte din asta. Că ne poți împărtăși. Da, nu mai pot să urc aici. Nu l-am arătat, însă acela a fost un design de comunitate. A fost un proiect de design de comunitate
de antreprenor creativ și startup de antreprenor creativ în colaborare cu corporațiile. Ce sfat? Răbdare. Pentru că durează câțiva ani. Puteți să încet, că e vorbesc în portugheză, ce am făcut aici? Am găsit un spațiu în centru, un spațiu părăsit în centrul Salonei. Am vorbit cu câțiva oameni care ne-au dat acest spațiu pentru 3 săptămâni. Spațiu fiind lângă magazinul Hugo Boss, care costă 400 de euro metru pătrat, chiria. Am făcut un schimb de valori pentru că acea persoană era directorul micilor întreprinzători din zona aceea și dorea să atragă lume. Noi doream să atragem lume de asemenea. Primarul făcuse un eveniment de revitalizare a centrului vechi de acolo și a făcut un co-working space în care i-am chemat pe oameni să vină. Le-am oferit lor curatoria pe acest spațiu. Au început să vină la început curioși, așa e mereu. E curios și după aia atrag pionierii. Deci răbdare. Și pionierii chiar au chef să se implice și au foarte multe idei ascunse undeva într-un sertar cu idei. Ca să le scoți ideile astea ascunse, poți să faci un eveniment gen panel discussion în care poți să faci un pic pe neștiutorul și să vorbești despre ideile alea care ți-au spus ție în secret. Și vor începe să vorbească. Foarte mulți au colaborat în momentul acela. După această intervenție în comunitate, comunitatea a început să se închege. Important e să pleci din comunitate când începe să se închege, ca să nu rămâi tu liderul. Și Ivor Priam, lider, este o forță centrifugă care am văzut în foarte multe cazuri, în care se va cristaliza. Liderul se va cristaliza, cel care face, cel care the follower, cei care doar urmăresc liderul, că sunt și ei foarte importanți. Și important e din când în când să te duci să faci vite, să ajut, să dai așa un impuls. Cred că e un pic ca munca unor părinți buni, care susțin, dar nu sufocă. Da, care aduc knowledge și nu-i testat, îi pun la treabă. Exact, exact. Până ne-a ajutat foarte mult că primăria a fost de acord, primarul de atunci avea programului politic multe chestii care se pupau cu noi. Deci, la nivel înalt, trebuie să fii cât de cât apt politic și cât de cât diplom, să ai niște abilități diplomatice. Exact, în comunitatea în care am fost, cumva, nu știu cum s-a întâmplat, a apărut și primarul în ecuație. Bineînțeles. Care ne-a susținut cu sala și apoi ne-a făcut transfer de empowerment, de responsabilitate la adolescenți, prin faptul că au devenit cumva ambasadori, leadership autentic și implementau ei proiecte în comunitate. Adică ce se întâmpla în cadrul trainingului, ei puteau să-l livreze mai departe către copiii de vârsta lor sau mai mici ca ei. Și se pare că a ajuns informația și la poliție. Frumos este că atunci când creezi o mișcare, pleacă doi la drum, în valuri necerte, și când văd și alții că sunt oameni și se distrează, vor și ei. Și de multe ori care vor primi și ei, sunt oamenii care au putere, pentru că vor să fie acolo. Adică, într-o companie sunt manageri din mediul mai înalt, într-o comunitate vor fi primari, vor și să fie pozați, nu contează ce se întâmplă acolo, dar vă o poză, și trebuie folosită chestia. Mai sunt întrebări? Mai sunt, dacă vrei tu. Da, am studiat psihologie, științe, psihologie organizațională, științe politice și gender studies. Nu știu dacă e cunoscut termenul de gender studies. Și fac un doctorat în design pentru management internațional la Facultatea Bauhaus. Am studiat la Freiburg și la Lisabon. Predau în Berlin la Facultatea de
tehnologie și economie și în Barcelona la Facultate de Inginerie și Design, adică mereu interdisciplinar. Pot să predai oamenilor creativ, creativitatea, însă e mult mai interesant să lucrez cu inginerii, cu economiștii. Și mai provocator. Și mai provocator, mai ales pentru că cred, a, nu cred că știu să fac chestia asta și sunt foarte, foarte inovator, foarte creativ. Ce să zic, pare atât de simplu și ascultând-o pe Daniela te gândești, băi, am putea și noi și îți dai seama după aia, de fapt că e greu. Pentru că suntem învățați. Și că nu ne putem să ne minte atât de ușor. Avem altă gândire, mult mai liniară, mult mai... Asta a fost impresia mea. Dar putem ajunge acolo, nu e greu, ne descurcăm. Trebuie să vedem o dată, de două ori, să înțelegem despre ce e vorba în schimbarea asta, știi? Am un coprovocare, pot? Și anume, dacă aveți o hârtie la îndemână, scrieți întrebarea ce-ar fi dacă și continuați propoziția asta în contextul dumneavoastră și să mi le dați să le iau cu mine. Vă rog. Ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă în compania mea, nu știu ce, sau ce-ar fi dacă m-aș rezumi și n-am mai făcut la București? Nu știu, ce-ar fi dacă? Pentru că imaginându-ne cum ar putea să fi, cred, cum ar putea să fie, suntem cu un pas înainte. Mai aproape de ceea ce îți dorești. Da. Și poți să transformi realitatea. Da. În momentul în care încerci să-ți dorești. Și tu știi asta ce vreau. Deci, vă rog, nu plecați până nu veniți și nu lăsați aici ce-ar fi dat. Plus poți. Și poți să te acum. Și să știți că e foarte adevărat. Sunt două lucruri pe care le povestesc cu drag mereu, dacă îmi permiți. Exact. Eram mică în fața blocului, într-o sâmbătă, o duminică și erau vizitele între familie. Altceva nu era fracție, când eram noi mici. Și stăteam cu ceilalți copii la scară și venea cineva în vizită și căra un obiect foarte frumos. Era un obiect de casă. Nu era nici prăjitură, nici jucărie. Și mă gândeam, cine ar plăcea să vină la noi? La noi veneau, erau voios. Am ținut un an de zile și mi-amintesc și acum, cu drag, ea pot să o desenez de ea. Dar m-am gândit când i-am văzut venind, aș vrea să vină la noi. Și am zis cu voce tare. Și o altă chestie pe care o am și mi se întâmplă totdeauna, mă uit așa și mă gândesc, aș vrea să plec în Cuba sau aș vrea să am o pasiune cu călătorile. Din momentul în care încep să zic aș vrea să, inevitabil, mai puțin de două săptămâni, sunt deja cu un picior acolo. Ori am luat biletul, ori am luat hotelul. Ori apare ceva, cineva. Apare ceva, da. Sunt lucruri basic, simple, s-au întâmplat și mi se întâmplă periodic. Dar e pentru nebuni care cred. Pentru cei care nu cred, sunt niște aberații. Ordinare, adică tot timpul poți să fie așa ceva. Mie mi se întâmplă, ce să fac? Deci vă așteptăm cu biletele și cu postiturile. Mulțumim foarte mult, Daniela. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc foarte mult. Și cu mare drag, un ultim mesaj. Astăzi ziua de management se încheie. Ne pregătim noi echipa pentru o nouă zi mâine, ziua de CSR, de sustenabilitate. Este o zi grea, este o zi în care sunt multe mentalități, o zi în care vin marile companii și spun cât de mult bani am investit și am făcut, și ONG-urile vin și spun nu e bine, trebuia să faceți altfel. Și vreau să vedem exact ce înseamnă sustenabilitatea și avem un debate de zile mari, ținut de un om minunat, la data Masiu, pentru cei care știu, care o să facă mâine un frumos ping-pong în această sală. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu cadourile pentru mai aceste două bilete. Mulțumesc frumos!